Înscrie de la peste 45 de metri. Doar al 9-lea meci pentru Vlad în acest campionat, în condițiile în care Bălgrădean era titularul de drept în poarta FCSB-ului. Bălgrădean exclus din lot, însă în momentul în care s-a aflat că a semnat cu CFR Cluj, balon pentru Coman, Coman și bară! Gol! Marchează Wide pentru 1-0 în minutul 23. Florinel Coman a avut șansa golului din bară. Mingea aproape că s-a plimbat pe linia porții și Wide îndeplinește formalitatea. Totul pleacă de la gafa lui Piliaceli. Tocmai ce spuneam, Piliaceli riscă, se joacă și plătește scump și el și Craiova în acest minut 23. Și să vedem dacă oltenii nu l-au pierdut și pe Martici în urma acestei faze. Noi avem faza, iată ce face Piliaceli. Minge recuperat acolo de Man, aruncat în față pentru Tănase. Coman se bate foarte bine și execuția lui Coman e foarte rapidă în condiții de criză, de spațiu și timp. Aici Martici se lovește de bară. Wide este fericitul beneficiar al acestei faze rocambolești. 1-0 așadar pentru FCSB și într-adevăr Piliaceli cam are pe conștiință în aceste momente. Craiova se baricadează în apărare, lasă doar pe Colici în față, în condițiile în care atacanții FCSB-ului sunt foarte periculoși. Coman! Oh, la un pas de 2-0, cât de ușor a trecut acolo Coman. Practic defensiva Craiovei a fost inexistentă la această fază. Coman ratează de puțin poarta. Revedem acțiunea prelungită a celor de la FCSB, minge recuperată de Florinel Coman, cel care trece ca și cum Ciosic nici nu ar fi existat acolo. Caută colțul lung Florinel Coman, ratează, spuneam, Universitatea Craiova să-și dea și autogol la această fază. Corner pentru FCSB, minutul 36. Același Denis Man cu mult efect. Denis Man bară! Extraordinară execuția lui Man în stilul Budescu. FCSB rămâne sus cu Ovidiu Popescu, respinge Bălașa, dar Craiova pare să se clatine serios în aceste momente ale jocului. Vom avea cu siguranță reluarea execuției fantastice a lui Denis Man, care a trimis direct din corner în transversala porții lui Piliaceli. Aici Bălașa este faultat în săritură de Florinel Coman și este un moment de respiro pentru defensiva Craiovei. Amateiu cere lui Kovac să-l sancționeze cu galben pe Florinel Coman. Acum nu știu dacă Florinel l-a văzut pe Bălașa. Da, dacă s-ar fi luat gol, ar fi fost din nou vina lui Piliaceli. În general, când se ia un astfel de gol dintr-un corner, vina este aproape în totalitatea portarului, indiferent de cât de bine este executată lovitura de la colț. Mai bine. Minutul 38, golul lui Wide din minutul 23 face diferența pe tabelă. Craiova beneficiază de o lovitură liberă pe care se pregătește să o execute Cicâldău. Cicâldău nemulțumit de poziția în care se află Florinel Coman. Lovitură de cap a lui Colici. Minge respinsă în corner de Andrei Vlad. Va fi corner pentru Universitatea Craiova. Noi revedem momentul în care Panțâru blochează acțiunea lui Martic și ocazia lui Colic. Cât de frumos plutește acolo bosniacul. Vlad nu se complică și respinge în afara terenului. Are noroc că mingea vine pe Cinistor, spațiu redus de combinație pentru olteni. Mateiu se schimbă partea, acolo este o zonă de acțiune pe care acționează Bancu. Bayram intră în suprafața de pedeapsă, Bayram întoarce pentru Bancu, centrarea lui Bancu și este gol! Bărbuț restabilește egalitatea pe Arena Națională în secvențele de final ale primei reprize. 1-1 FCSB Universitatea Craiova.
Fază frumoasă, fază colectivă a celor de la Universitatea Craiova. Bărbuț cu o finalizare foarte frumoasă. Al doilea gol personal în acest campionat pentru Bărbuț, cel care nu mai marcase de la începutul campionatului din iulie, când, iată ce coincidență, înscria tot aici pe Național Arena în succesul Craiovei 2-0 cu Dinamo. A, să știi că e totuși un gol parabil, chiar dacă șutul e de aproape, chiar dacă șutul e destul de puternic. Nu cred că plasamentul lui Vlad e chiar cel mai potrivit după un flancul drept al roșialbaștrilor. Vână în triunghi cu Man și Crețu. Crețu ajunge și centrează spre bara a doua. Acolo este Coman și gol! Dublă Wider! 2-1 pentru FCSB. O fază realmente superbă. O fază care îngenunchează Craiova. Craiova nu a reușit să scape cu fața curată din această presiune teribilă pe care cei de la FCSB au exercitat-o în ultimele minute. Wide realizează dubla la capătul unei faze de PlayStation. Vorbeam la Sibiu la acea fază grozavă creată de Man și Coman, că a fost o fază ca pe PlayStation. Iată-i din nou pe cei de la FCSB realizând o fază extraordinară. Florinel Coman este în rolul servantului și Wide finalizează. Să nu uităm, aceiași actori au fost și la golul de 1-0, când mingea trimisă în bară de Florinel Coman a fost în cele din urmă împinsă în plasa porții. Cum cicâldău bancul din prima pentru Bayram. Bayram se apropie de Careu, încearcă să pătrundă în dribling. Bayram, bară, bară! Incredibilă ocazie! Vorbeai de PlayStation, asta a fost o fază de PlayStation. Cât ghinion are acest copil de 17 ani, lovește de două ori bara în acest derby împotriva FCSB-ului după o fază minunată, își pierde pe drum acolo doi adversari și i-a lipsit o mică doză de șansă pentru a marca golul de 2-2. Și vei acum Mateiu mută jocul în flancul lui Martic și acesta dă cu Andrei Ivan. Andrei Ivan îl depășește pe Panțăru. Andrei Ivan Colici! Ocazie mare de tot a bosniacului, care nu a reușit să lovească mingea corect. Balonul rămâne în teren. Centrarea lui Bayram respinge Iulian Cristea și va fi tușe pentru Craiova. Ce ocazie a irosit Elvir Colici! Excelentă pătrunderea lui Andrei Ivan, care l-a pierdut pe drum pe Panțăru. Centrarea lui Ivan nu a fost însă transformată în gol de către Colici. Moment delicat al celor de la FCSB. Unul a lăsat de înțeles jucătorul FCSB-ului, lovit de Ciosici. Arbitrul Covaci a lăsat jocul să continue. Recuperarea lui Panțăru. Panțăru pentru Tănase, poziție regulamentară. Tănase, gol! Florin Tănase, 3-1! FCSB decolează pe tabelă cu 10 minute înainte de finalul timpului regulamentar. FCSB face un pas important către victorie în această seară în disputa cu Universitatea Craiova. Tănase se uită pe tabelă, verifică ceasul, totul pleacă de la recuperarea lui Panțăru, pasă greșită a lui Martic. Tănase găsește colțul lung în ciuda opoziției lui Mirko Piliaceli. 3-1 și în acest moment cele două echipe sunt la egalitate în clasament, la 3 puncte în spatele CFR-ului, un CFR care joacă mâine în închiderea acestei runde pe terenul Mediașului. Florin Tănase cu al 6-lea gol stagional. Jucătorii lui Papură, iată-l pe Man, mută jocul la margine pentru Tănase. Tănase încetinește un pic ritmul acestei acțiuni. Tănase pentru Man! Denis Man! Gol! Denis Man! 4-1! Fază
pe cât de simplă, pe atât de eficient a celor de la FCSB. Defensiva Craiovei capitulează în finalul acestei partide, iar FCSB face scor. Da, și scorul s-ar putea să ia proporții, pentru că îi văd prăbușiți pe olteni. Sunt și ceva probleme medicale la Bairam. Roșii albaștri defilează în acest moment, Tănase cerebral cu privirea sus, gândește bine această fază, îl găsește acolo pe Denis Mal, care merită și el un gol pentru tot ceea ce a făcut în această seară. Scorul capătă proporții și e foarte probabil ca după 16, e aproape sigur ca după 16 partide dintre cele două formații din 2014 încoace, Craiova să rămână cu o singură victorie. Da, și asistăm la cea mai mare diferență de scor între cele în